Gabriela Firea, comandament de urgent la Primăria Capitalei, lansează avertismente dure. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de urgent la Primăria Capitalei. I-a inut să avertizeze atât cetănii, cât și autoritățile ce trebuie să existe o mobilizare exemplară pentru a trece peste această perioadă. Firea i-a avertizat pe deinturii de panouri publicitare să se asigure ce acestea sunt bine ancorate, pentru ce va fi vânt puternic. Vreau să mă conving ce suntem cu toi organizai pentru ce ne vom confrunta în continuare cu ninsori și vânt puternic. Vreau să le transmit în coda celor care curse terezile să acționeze cu prioritate pe urgena 1, adică pe marile bulevarde, dar și pe urgena 2, pentru ce acolo sunt probleme. Pe marile bulevarde s-a circulat destul de bine, în condiții de iarnă. Fac apel la dumneavoastră să nu acționai doar pe poduri/rampe, ci peste terezile laterale, pentru ce acolo s-au produs foarte multe incidente. Gabriela Firea a lansat un apel către deinturii de panouri publicitate. Ei au o mare responsabilitate, nu trebuie să se gândească doar la profit. Dacă pic un astfel de panou, nu vrei să știi ce se întâmplă. Pentru ce vor fi rafale de vânt, fac apel la deinturii acestor panouri să le securizeze, a mai spus Firea.